Prin bunăvoința Domnului suntem în viață, în casa de rugăciune, dar credem că Dumnezeu are un plan cu viața noastră și cu biserica de aici. Haideți cu aceste gânduri, conștienți că suntem înaintea celui atotputernic, care ne-a chemat, dar care ne și trimite în lucrare conform voiei sale să vorbim în lecția a patra, evanghelizarea prin mijloace indirecte, despre felul în care Dumnezeu poate să ne folosească pentru mântuirea oamenilor. Întotdeauna în istoria creștină au fost folosite mijloace indirecte în comunicarea Evangheliei. Dar în mod deosebit, în perioada modernă, în prezent, sunt foarte obișnuite și prin ele se poate ajunge la unii oameni care nu sunt accesibili în mod direct. Fiind vorba de o Evanghelie ce trebuie să ajungă până la marginile pământului, putem să luăm în calcul și trebuie mijloace de aproape și mijloace la distanță. Iată cuvintele Apostolului Petru, rostite acum aproximativ 2000 de ani, 2 Petru capitolul 1, versetele 13 la 15. Dar socotecă este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin trejă ducându-vă aminte. Deci folosim mijloace directe. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da dar osteneala, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. De aceea a scris cele două epistole, care sunt mijloace indirecte. Petru se odihnește de mult, dar epistolele lui încă lucrează. Să nu uităm că primul care a scris n-a fost Moise, ci a fost Dumnezeu. El l-a pus pe Moise să scrie. În Exod, capitolul 32, versetul 16, citim: despre cele 10 porunci. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Dumnezeu pe Sinai a vorbit, a transmis cuvântul prin mijloace directe, dar l-a și scris cu însăși mâna lui, ca să fie transmis și prin mijloace indirecte. Astfel, putând să fie păstrat peste generații, putând să ajungă și la alții care sunt la distanță. Citim despre aceeași lucrare și în cartea de Deuteronom, capitolul 10, de la versetul 2. Și să ne amintim că Moise, în supărare, a spart tablele acelea. Și Dumnezeu le-a rescris. Iată cuvintele lui: eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care au scris pe tablele din tâi, pe care le-ai sfârmat, și să le pui în chivot. Versetul 4. Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele din tâi, cele 10 porunci care fusese răspuse pe munte în mijlocul focului în ziua adunării și Domnul mi le-a dat. Au fost credincioși care au lucrat, mi-amintesc de un caz undeva la traducerea Bibliei și a ars tipografia. Era o lucrare aproape terminată. S-au apucat și au muncit încă o dată. Spuneau ei, au făcut o lucrare mai bună. Deci atât este important, încât chiar dacă se pierd anumite materiale, ele trebuie refăcute. Ceea ce este important și în cazul mijloacelor indirecte, ca și a celor directe, conținutul mesajului evanghelic trebuie să fie același. Cuvântul Scripturilor. Vestirea Domnului Hristos, mântuirea, pocăința și împărăția lui Dumnezeu. Așa după cum spunea însăși Domnul Hristos, citesc Matei capitolul 4, versetul 17: pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. Deci acestea sunt subiectele prioritare: pocăința și vestirea împărăției lui Dumnezeu. Sau cum spune Pavel în Fapte 20:21,
să vestesc iudeilor și grecilor ordinea în mântuire, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Voi prezenta mai întâi evanghelizarea prin mijloace indirecte clasice și apoi evanghelizarea prin mijloace indirecte moderne. În primul rând, la capitolul mijloace indirecte clasice, evanghelizarea prin literatură simplă. Am inclus aici diverse înscrisuri evanghelice, de la simple invitații la o evanghelizare, pe care le punem în cutia poștală să le mânăm unor oameni și ele distribuie fără alte cuvinte. De la o simplă broșură, câteva rânduri, o pagină, ce conține poate întrebări sau întrebări și răspunsuri esențiale pentru mântuire, toate acestea pot declanșa o lucrare de convertire. Prezint un caz din Vechiul Testament, cartea a doua a Cronicilor, capitolul 30, din vremea evlaviosului rege Ezechia, și a trimis o scrisoare de invitație la adunarea sfântă de la Ierusalim pentru evreii din cele 10 seminții din nord care rămăseseră și nu fusese răduși în robie de asirieni. 2 Cronici 30, citim de la versetul 4. Lucrul acesta, având încuvințarea întregii adunări și a împăratului, a hotărât să dea de veste în tot Israelul. Versetul 6. Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenii lui în tot Israelul și Iuda. Și spune Scriptura aici, în continuare, drept rezultat, versetul 13, al chemărilor, un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăsnuiască sărbătoarea zimilor în luna a doua. A fost o adunare foarte mare. Pentru că pe lângă mesajul verbal, au folosit și invitații în scris. Ceea ce este important, este bine. Spunea Îngerul Mariei, Luca 1:37, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Ceea ce înseamnă că și într-o cantitate redusă de cuvinte, se poate ascunde o putere mântuitoare. Alt exemplu biblic îl luăm din Evanghelia după Ioan, capitolul 19. Aici avem o evanghelizare, aș spune, de două ori indirectă, în sensul că cei care au scris nu aveau intenția aceasta. I-au făcut-o cu alt scop. Ioan 19, citim de la versetul 19. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și i-a scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare. Deci le-a atras atenția, pentru că era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Și după părerea unora, foarte posibil, tâlharul mântuit să fi fost cercetat și de aceste scurte cuvinte scrise pe crucea Domnului Iisus. Amintiți-vă cuvintele lui: adus aminte de mine când vei veni în împărăția ta, și acolo scria că Domnul este împărat. Deci relația este evident. Să folosim așadar această metodă care este simplă, dar uneori dă rezultate. Cu siguranță ați auzit întâmplarea aceea, este arhicunoscută, despre un bărbat din orașul Sydney, Australia, de pe strada George, care a împărțit o viață întreagă, scurte broșuri. Și spre final a fost vizitat de un frate, pare mi se, din vestul Europei, care a adus vestea că el a fost cercetat de mesajul din scrisurile acelea pe care le-a primit, de cuvintele primite indirect din mâna lui. Și undeva a relatat felul în care Dumnezeu l-a cercetat cu prilejul unei conferințe și a aflat că mai mulți avuseseră parte de cercetarea Domnului, de mântuire, prin acel bătrân.
văzând asemenea rezultate, a pomenit despre aceasta și la o altă întâlnire de misionari undeva în America de Sud. Acolo erau alții. Dar vă rog să vă gândiți că în această evidență sunt cuprinși doar cei care și ei la rândul lor au devenit multiplicatori ai cuvintelor sfinte. Câți ori fi fost și alții, a căror urmă și adresă nu o mai știa nimeni. Dar cu siguranță toți aceștia rămând în evidența de răsplată a acelui om care s-a implicat prin aceste scurte înscrisuri evanghelice. Am citit de asemenea, am publicat la vremea potrivită în revista noastră pentru copii și adolescenți Betel despre un copilaș care era olog și a avut un puternic simț evanghelistic. Din puținele sale economii, dacă le putem numi așa, a cerut să-i se reducă porția de mâncare ca să aibă hârtia necesară și ustensile de scris, scria bilețele și le arunca pe geamul de la, nu de la mansardă, de la podul casei unde era el ținut, din mila cuiva. Într-o zi a fost căutat de un om pe care Dumnezeu l-a mântuit prin acel înscris. L-a și ajutat apoi. Mi-amintesc, de asemenea, am citit cu ani în urmă și mi-a rămas, n-am uitat, cazul unui misionar din America Latină care împărțea broșuri și oamenii în dușmănie le-au adunat, pe toate le-au făcut foc în mijlocul unei piețe și el privea cu durere la ceea ce se întâmplă, vedea cum ard cuvintele vieții, în loc să fie citite de oameni și să nu ardă ei în focul genii. Dar în mod surprinzător și datorită providenței divine, evident, un câine s-a repezit, a luat așa câteva dintre foile acelea. Un om le-a luat de la acel câine și misionarul a urmărit toată scena. Și citea acele câteva cuvinte despre Domnul Hristos, despre mântuire. A fost convertit. Apoi a fost convertită casa lui. Misionarul a luat legătura cu ei și astfel s-a deschis lucrarea în acel loc. Îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani, împreună cu frații de la Viena și cu familia, am mers în Buzău, ni s-a întâmplat ceva similar. În parc unde împărțeam broșuri, au ars cele ce le-au găsit. E acea zonă aridă și împotrivitoare. Dar totuși, sunt rezultate. Frații de la Viena n-au cedat. Au fost câțiva ani care puteau fi considerați eșec. Dar după o vreme, totuși lucrarea în Buzău și-a dat drumul. Merge relativ încet, dar sunt oameni care se mântuiesc. De asemenea, tot la literatură simplă am încadrat revistele și alte periodice creștine, care sunt o sursă sistematică în evanghelizarea și ucenicizarea oamenilor. Scrisorile repetate către corinteni, ca să folosesc exemple biblice ale apostolului Pavel, sunt dovada biblică. Pavel a scris către corinteni mai mult de două epistole. Puteți cerceta din însăși cuprinsul celor două ce le avem în Biblie, din felul în care scrie. De altfel, erau scrisori reciproci. Iată ce găsim scris, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, cu privire la lucrurile despre care mi-a scris. Deci ei corespondau prin scrisori. Avem și aici experiența revistelor, cum știți, Dragoste pentru Adevăr, Betel. Când am dat drumul întâi la revista Betel, la un an și ceva, la Dragoste pentru Adevăr, ne-am rugat. În cazul uneia s-a văzut cum cineva împărțea pâine, bucăți de pâine, iar în cazul celei de-a doua a fost o vedenie, era o mreajă și cineva, pentru că așa sunt oamenii, suspicioși, în loc să fie motivat și să slujească. S-a văzut o mreajă aruncată în apă și unii ziceau, dar ce mai vor să pescuiască? Și s-a spus prin proroc, nu-i mreajă de prins pește, e o mreajă cu buzunare unde se pune hrană la pește. Și asta, prin harul Domnului, fac cei implicați de câțiva ani. Chiar în weekendul acesta, fiind plecat în misiune,
am primit cu bucurie mărturia unor frați din zonele unde ajunge revista și a felul în care Dumnezeu i-a cercetat și sunt zidiți, slăvit să fie Domnul. Tot mereu primim telefoane de alți oameni care vor să se aboneze și credem, așa cum a spus Îngerul Mariei, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Și noi trebuie să folosim toate aceste metode. Am cunoscut un frate, era în perioada înainte de a fi telefoane mobile și internet, obișnuia să intre în vorbă cu oamenii pe tren sau în alte situații. Făceau schimb de adrese și apoi, așa ca și Pavel altă dată, trimitea scrisori prin care evangheliza oamenii. E o misiune binecuvântată de Domnul și forma aceasta indirectă, dar de transmitere a Cuvântului Sfânt. În al doilea rând, tot la mijloace indirecte clasice, adică cele ce s-au folosit de sute de ani. Amintesc evanghelizarea prin materiale creștine complexe. În primul rând, aici avem Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Cum știți, cărțile Vechiului Testament au fost scrise separat. Cărțile lui Moise au fost scrise împreună 5, dar apoi celelalte, unele a scris Samuel, alții profeți, alții Ezra, altele David și așa mai departe. Se pare că Ezra a adunat părțile, componentele Vechiului Testament, le-a pus împreună. El a fost un om preocupat de învățătura oamenilor. În Noul Testament, iarăși, evangheliștii au scris cele ce le avem noi ca și patru evanghelii. Pavel a corespondat cu bisericile. Ioan la rândul lui și-a scris epistole, apoi mesajul apocaliptic. Și de-abia mai târziu, 300 de ani, în jurul anului 300 al erei noastre, s-a fixat ceea ce avem noi canonul, adică măsura biblică, cărțile ce au fost acceptate, ce au corespuns la anumite criterii să fie scrise de colaboratori direcți ai Domnului sau direcți ai ucenicilor Domnului, să fie compatibile între ele, să nu aibă părți suspicioase. Au fost și alte criterii. Vreau doar să scot în evidență că cei ce au scris, într-o primă fază au făcut-o ca oamenii să cunoască cuvântul. Iar parte din aceste scrieri Dumnezeu a îngăduit să fie compilate în ceea ce avem noi Sfânta Scriptură. Vreau de asemenea să vă gândiți că Evanghelia nu a ajuns peste tot în forma ei întreagă. Sunt popoare, limbi în care s-a tradus mai întâi o Evanghelie. Știți care este cea mai publicată carte din lume? Poate vei spune Biblia, dar din Biblie, că Biblia nu e publicată ca și părți din Biblie. Cea mai publicată carte este Evanghelia după Matei. Așa, ca și o simplă statistică, din cele aproximativ 6.900 de limbi vorbite în lume, aproximativ 2.200 de limbi nu au încă tradusă Biblia pentru ei. E drept că acestea nu cuprind decât aproximativ 300 de milioane de oameni, dar asta e mult. Lui Dumnezeu i-a părut rău de cei 120 din Ninive. Traducătorii Wycliffe Bible, cea mai mare organizație de traducere a Bibliei, lucrează și după proiectele lor, până în anul 2025, se va traduce Biblia și în aceste peste 2000 de limbi în care, repet, Biblia încă nu este tradusă. Evident că mai sunt și alte dialecte. Așadar, se lucrează încă din plin la mijloacele indirecte pentru ca oamenii să audă cuvântul. Este o vreme și posibilități cum n-au fost, așa cum a fost profeții, citesc din cartea profetului Daniel, capitolul 12, versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea. Poporul lui Dumnezeu a fost numit poporul cărții. Deci Dumnezeu a fost dintotdeauna pentru aceste mijloace indirecte, pentru scris.
Atunci, la vremea sfârșitului, mulți o vor citi și cunoștința va crește. Dar poate cele mai puternice cuvinte care trebuie să ne răsune în minte sunt cele spuse de Domnul Hristos, Matei 24:14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Dar unii așa se comportă de parcă Evanghelia s-ar propovădui singură. Și doar trebuie să constate că s-a întâmplat ce a spus Domnul. Ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Acum aici când am intrat în adunare, am văzut că venise revista Sămânța, la urmă puteți lua cei interesați. N-am deschis-o, dar pe coperta 4 am văzut scris un titlu literatură, în acord cu tema noastră, citesc doar câteva rânduri care sunt aici. Dacă literatura religioasă nu circulă în această țară, spunea Daniel Webster, nu știu ce se va alege din cei ca popor, din noi ca popor. Dacă adevărul nu va fi răspândit, se va răspândi greșeala. Dacă Dumnezeu și cuvântul lui nu vor fi cunoscute, diavolul și lucrările lui vor câștiga teren. Dacă broșurile și cărțile evanghelice nu vor ajunge în fiecare sătuc, va avea cale liberă literatura coruptă și murdară. Dacă puterea Evangheliei nu este simțită, atunci anarhia, degradarea, corupția și întunericul vor domni veșnic. Cineva întreba, de ce China a ajuns comunistă, cea mai mare națiune? Și s-a dat un răspuns simplu, fiindcă occidentalii i-au ajutat să învețe să citească și rușii, comuniștii, le-au dat ce să citească. Și asta este foarte important. Spunea John Wycliffe, cel care s-a implicat în traducerea Bibliei în limba engleză, dacă mă va ajuta Dumnezeu să traduc Biblia în limba poporului, vă asigur că și țăranii vor cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că asta a fost una din tacticile diavolului, în mod deosebit de-a lungul sutilor de ani în Evul Mediu, să nu ajungă oamenii la cuvântul scris. Au fost lipsiți de literatură. Și printr-o coincidență binecuvântată, odată cu reforma, aproximativ în aceeași perioadă a fost inventat tiparul, care este considerat pe bună dreptate cea mai mare invenție a istoriei. De atunci, cărțile, mai mult ca pe papiruri și pergamente până atunci, au constituit o sursă majoră de evangelizare și ucenicizare. Pe lângă Biblie, în întregime, Noul Testament sau cel puțin părți din el, anumite studii, cărți care tratează, explică, știți, famenul citea, dar avea nevoie de un Filip care să îi explice. Toate acestea care prezintă fie învățătura biblică, fie lucrările divine, toate acestea lucrează tainic la mântuirea celor ce le citesc. Hai să citim ce scrie aici în Fapte 8 și să vedem felul în care cartea ce o citea famenul l-a ajutat la mântuire. Citesc de la versetul 28. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia, un drum lung cu carul, gândiți-vă, de la Ierusalim până în Etiopia. Probabil că săptămâni în șir. Nu știu exact ce viteză de deplasare avea caravana, cu ce anume se deplasa. Spune Scriptura aici, versetul 32, locul din Scriptură pe care îl citea era acesta, cu referire la Domnul Iisus. Aici este un citat care s-a împlinit ad literam, dar toată Scriptura îl prezintă pe Domnul Hristos. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu-i lipsit din putere, reiau iarăși acea idee importantă. Spune aici în versetul 35, atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Citim de asemenea în Coloseni 4:16, pentru a vedea felul în care apostolii se foloseau de cărți, de epistole. După ce va fi citit această epistolă la voi, faceți așa
ca să fie citită și în biserica laodicenilor. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care va veni din Laodicea. Iată că nu s-au rezumat, nu s-au mulțumit apostolii doar cu cuvântul lor plin de har și de putere. Au și scris, deși atunci era greu să scrii. Erau materiale voluminoase. Nu era simplu să le transmiți, dar acum avem avantaj. Însă și ultima carte a Bibliei face referire la o scrisoare, citesc din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 11, ce vezi scrie într-o carte și ce bine că s-a scris. Și trimite celor 7 biserici și le enumeră. Pentru că, repet, aceasta este voia lui Dumnezeu, să se folosească mijloacele indirecte clasice, în mod deosebit scrisul, în forme simple sau complexe. Dumnezeu a poruncit scrierea și citirea cărților în educația sfântă. Astfel, împăratul trebuia să aibă o copie a legii. Astfel, părinții trebuiau să-și învețe copiii. Exista o anumită perioadă în calendarul sărbătorilor când trebuia neapărat să se ia cartea legii și să se citească. Lui Iosua însăși Dumnezeu îi spune, cartea aceasta lei să nu se depărteze de gura ta, ceea ce înseamnă să citești cu voce tare. Este important. Dar evident că bine este cel puțin să auzi. Profeții au fost călăuziți de Dumnezeu să scrie cărți cu descoperire și evenimentele vremii în versiune divină. Spicuiesc doar câteva versete. 1 Cronici, capitolul 29. Versetul 29. Faptele împăratului David, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel Văzătorul și în alte cărți care nu sunt încorporate în Biblie. În cartea prorocului Natan, în cartea prorocului Gad. Așadar, oamenii lui Dumnezeu s-au îndelenicit și cu scrisul. În cartea Ieremia, de exemplu, vă citesc despre unele probleme care au apărut și care apar încă în tot timpul, au fost situații critice, problematice legate de scris. Ieremia 36, citesc de la versetul 1. Cuvânt rostit din partea Domnului către Ieremia. Ia un sul de carte și scrie-ne toate cuvintele pe care ți le-am spus cu privire la Israel și cu privire la Iuda și cu privire la toate neamurile din ziua când ți-am vorbit pe vremea lui Iosia până în ziua de azi. Versetul 4, Ieremia a chemat pe Baruc, care a devenit astfel secretarul său, și Baruc a scris într-o carte după, cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. El le-a închis, dar scrisoarea astfel a putut să circule. Însă s-a întâmplat că această carte a ajuns la rege. El a ars-o și citesc versetul 32. Ieremia a luat o altă carte și datorile Baruc fiului Neria, logofătul, Baruc a scris în ea, după spusul Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese în focul Ioachim, împăratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adăugate în ea. Mă adaug și din Daniel, capitolul 9, versetul 2, unde citim că și cartea lui Ieremia a fost de folos lui Daniel. În anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, l-am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor pe care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Iată că nu s-a pierdut această carte și a fost de folos. Fac totuși aici o mențiune, există și riscul folosirii unor traduceri eronate a Bibliei. Există o vorbă, uneori un traducător poate fi un trădător. De exemplu, spun concret, în traducerile ortodoxe, în ultimele traduceri, în mod deosebit, unde este prezbiter, scrie preot, ceea ce este eronat. Am întâlnit o psaltire falsificată într-un mod
total vinovat. Unde în psalm, cum știți, scrie despre Domnul foarte frecvent, el a scris despre Maria Fecioară, rugăciunile adresându-se ei. Sau traducerea Lumii Noi, a Martorului Iehova, conține de asemenea, cel puțin în anumite versete, erezii, potrivit cu învățătura lor. Cu siguranță sunt o pleiadă întreagă de cărți care pot să-i inducă în eroare. Dar toate acestea nu sunt un motiv ca noi să nu ne implicăm și noi să nu citim. Încă din vremea Apostolului, spune 2 Corinteni 2:17, cei mai mulți stricau cuvântul lui Dumnezeu. Încă în Vechiul Testament scrie în Ieremia 29 că în timp ce profetul Domnului scria celor din Babilon cuvântul venit de sus, alți proroci, pseudoproroci, falși proroci de acolo, au trimis scrisori la Ierusalim cu un conținut de inducere în eroare. De aceea, pe lângă lupta noastră ca să fie răspândit cuvântul Domnului, trebuie să ne și rugăm ca să fie curat și Domnul să împiedice răspândirea ereziilor sau cel puțin să păzească pe cei credincioși să nu fie afectați. Mi-amintesc că eram încă în Apuseni, eram la biserica din Vidra, într-o duminică dimineață au venit un grup de musafiri și cum suntem noi obișnuiți în biserici, mai cu seamă la țară, să fim primitori, bucuroși că avem oaspeți, am chemat la amvon pe primul dintre ei, a început într-un mod foarte promițător, a cuplat adunarea și după ce culege amin și aleluia, a prins curaj și poporul înghite așa fără cenzură, dar nu s-a abătut prea mult, a făcut câteva referiri care mi-am dat seama unde țintesc. Și la sfârșitul slujbei s-a ridicat unul dintre ei în picioare și a spus: iubită biserică, v-am adus literatură creștină și toate este gratis. Erau branhamiști din cei cu botezul a doua oară. Și am spus: dacă vreți să dați literatură, ne-o dați nouă și noi o împărțim biserici. Și s-au supărat frații pe mine, știind că nu l-am pus pe al doilea să vorbească, știind că, văzând public, am împiedicat să le dea cărți și a trebuit să le aduc eu, aveam câteva exemplare din cărțile lui William Branham, a succesorului său Frank, și să le citesc câteva fraze cu ereziile cele mai evidente. Și am spus: frați și surori, dacă voia să vă dea Biblii sau cărți care să fie bune, ne-am fi bucurat. Dar astfel de cărți dăunează. Domnul să ne călăuzească și să ne dea pricepere sfântă. Reacția la citirea unei cărți, a unei informații scrise, poate să fie mântuitoare. Vă dau ca exemplu cazul regelui Iosia. Cartea 2 Cronici, capitolul 34. Spune Scriptura că în timp ce se făcea ordine în casa Domnului, s-a găsit o carte, o parte din ceea ce scrisese Moise. Citim de la versetul 18. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvinte legii, și-a sfâșiat hainele. A fost pătruns. Și iată cuvintele lui Dumnezeu cu privire la felul în care el a recepționat mesajul. Versetul 26. Așa vorbește Domnul cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit prin prorocie și cu privire la felul în care ai ascultat și ai primit cuvântul scris, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvinte rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorului lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea. Și eu am auzit, zice Domnul. Dar ce trist când mai târziu fiul lui, despre care am și amintit tangențial,
așa cum este scris în Ieremia 36, într-o situație asemănătoare. Consilierii lui i-au dus cartea scrisă de Ieremia, dictată de Ieremia, mai exact scrisă de Baruc. Și spune Scriptura aici, în versetul 21, împăratul a trimis pe Ehud să ia cartea. Ehud a citit-o, a luat-o din odaia rogofătului Elishama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpetenilor care stăteau împrejurul împăratului. Împăratul ședea în casa de iarnă, că cerea în luna a noua și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Ehud a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui, care au auzit toate cuvintele acelea, nu s-au înspăimântat și nu s-au sfârșiat hainele. Oare uitaseră cum se comportase tatăl său Iosia? El, Natan, Delaia și Ghemarea stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat. Iată că pentru Iosia cuvintele au fost mântuitoare. Pentru acest împărat, fiul lui, n-au avut decât valoare de mărturie, de condamnare. Bine se spune, ferice de cel ce a citit ceva bun și a înțeles ce trebuia să facă. Trebuie să cunoaștem măsura la toate. Solomon spunea că dacă ai voie să scrii o mulțime de cărți, să le citești în egală măsură, este valabil, nu îi sprăvești. Dar ferice de cel ce poate citi ceva bun. Sunt oameni împietriți pe care nu-i ajută nici ceea ce aud, nici ceea ce citesc. Scrie în Isaia 29 despre unii care fie că nu pot citi, fie că citesc, dar pentru ei cartea e pecetulită, adică sunt încuiați la minte. Dar și pentru aceștia va sluji drept mărturie. În Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 26, când a vorbit cu un învățător al legii, Domnul i-a spus următoarele cuvinte: ce este scris în lege? Și mai pune Domnul o întrebare, strict legat de aceasta. Cum citești în ea? E foarte important ce atitudine are omul. După cum în timpul predicii, cum zice Iacov, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, la fel în timpul citirii. Omul își alege partea cea bună sau își rostește singur sentința de condamnare. Mai citesc doar de pe ultima pagina Scripturii, asta ca și o atenționare, și chiar vă cerem să vă rugați pentru noi, cei care suntem implicați și în transmiterea cuvântului în formă scrisă. Apocalipsa 22 cu versetul 18 și 19. Mărturisesc oricui au de cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Se obișnuia în antichitate astfel de mențiuni la sfârșitul unor cărți, unor manuscrise importante, pentru ca nu cumva copiștii să-și permite să adauge sau să scoată. Dacă și oamenii au dorința aceasta, fiind autori, să nu se falsifice cuvintele lor. Știu din perioada comunistă, când nu existau cărți de poezii scrise și ele circulau așa, înregistrate pe castofoane, scrise pe foi volante, că un poet credincios a plecat prin țară să corecteze poeziile scrise de el, că tare multe strofe se falsificase. Unul nu le-a ținut minte, altul n-a auzit corect la o înregistrare. Cu cât mai mult ține Dumnezeu să fie transmis cuvântul, dar să fie păstrat într-o formă curată. Amin? Partea a doua acestei lecții, evanghelizarea prin mijloace de transmitere modernă. În primul rând, evanghelizarea prin mijloace audio. După cum știți, în ultimii 10 de ani, Dumnezeu a îngăduit ca omenirea să dobândească și capacitatea aceasta tehnică și astfel radioul, de exemplu, este ceva foarte obișnuit.
exemplu, în țările unde nu este permisă literatura creștină, unde nu este libertate religioasă. Și chiar pentru cei ce nu pot să participe la o adunare, un radio creștin este o binecuvântare. Eu mi-amintesc în timpul copilăriei mele cu ce plăcere ascultam seara de seară, era, dacă vă amintiți, de la 7:30 până la 8 și apoi de la 9:30 până la 10. Prima emisiune transmisă alternativ de la Monaco sau de la Paris, fratele Popovici și fratele Ieremie Hodoroabă, și cea de la 9:30 transmisă din Elveția, mai stau și alte alternative. Îmi notam schițe după predicile acelea, eram copil de 10-12 ani, ne adunam cu toată familia. Să vă gândiți la, repet, la țările comuniste, la țările arabe, unde radio este pentru unii o sursă, ci nu un mod pe care autoritățile nu pot să-l împiedice. Dacă autorități împotrivitoare Evangheliei pot împiedica pașii credincioșilor să nu treacă granița, nu pot opri undele, și astea au fost lăsate de Dumnezeu în natură, chiar dacă sunt folosite și în sens negativ, noi le folosim și socotesc că suntem cei mai îndrepți, că doar Dumnezeu e Creatorul, să le folosim în sens pozitiv. Ce frumos se înscrie aici versetul Proverbe 25:25, capa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită într-o țară îndepărtată. Mi-amintesc, venise la noi, eram căsătoriți atunci, o soră în vârstă obișnuită cu aceste mesaje de la radio, și la început și la sfârșit era așa o rugăciune scurtă, că doar toată emisiunea era scurtă, era jumătate de oră. Și când anunța frații că ne rugăm, sora aceea nu m-am auzit-o pe genunchi. Ei, unii se rugau și în duh erau una cu cei de la mii de kilometri departare. Mulțumim Domnului pentru cei care se implică și în forma aceasta, în a transmite Evanghelia, și chiar trebuie să ne rugăm. Poate nu am amintit astfel de domenii. Eu mi-am amintit cu plăcere și v-am spus acum ce efect binecuvântat au avut în viața mea. Apoi, înregistrările pe benzi, pe discuri, ale Bibliei, a predicilor, a unor cărți. Eu, de exemplu, circul mult. Și acum, vineri, înainte de a pleca, mi-am pus pe un stick unele cărți din Biblie, cântări, o carte citită, câteva predici, ceea ce mi-a prins foarte bine. Și vă recomandăm să folosiți și dumneavoastră și să dați la alții. La drumuri de zeci, de sute de kilometri, oamenii se plictisesc. Și în felul acesta n-au ce face, trebuie să audă. Se satură poate și de un post de radio și se discute câteva cuvinte unii cu alții. Sau puteți să dați astfel de discuri, vedeți ce mijloace dispun vecinii dumneavoastră, colegii. Nu-i greu. De exemplu, eu pot să vă dau CD-uri cu predici de evangelizare. În colaborare cu frații de la Viena, multiplicăm astfel de mesaje pentru a le da oamenilor. Iată o formă de evangelizare foarte simplă în care ne putem implica și care va face bine. Amin? Ce înseamnă aminul dumneavoastră acum? Că vă veți ruga, că vă veți implica, că veți ajuta la transmiterea cuvântului și în forma aceasta? Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Evanghelizările prin mijloace video. Odată cu apariția televiziunii și apoi a internetului, mesajul Evangheliei s-a extins și prin vizualizarea mesajului, fiind o posibilitate pentru cei obișnuiți cu aceste mijloace de comunicare. Acum vă rog să fiți atenți ca să nu mă judecați înainte de vreme. Eu nu spun, de exemplu, că ceea ce scrie în Apocalipsa 14, vă spun ce spun alții, eu vreau să prindeți doar ideea de aici. Unde scrie în versetul 6 că s-a văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Unii spun că asta e evanghelizarea prin satelit. Eu nu știu dacă este așa. Am vrut doar să fac referire
că există și modalitatea aceasta de transmitere a cuvântului. Nu o recomand pentru credincioși să stea acasă și să urmărească online programele de la biserică. Eventual cei bolnavi care nu se pot deplasa. Și vă amintesc aici că avea fratele Neac de la Logoj o expresie: sunt scutiți să nu se deplaseze la biserică cei care în caz de incendiu nu pot să se evacueze singuri. Deci cei ce pot, se pot deplasa, s-o fac. Dar în mod deosebit cred că evanghelizările prin mijloace video sunt pentru necredincioșii care sunt obișnuiți cu televizorul. Le va fi ceva mai greu ulterior să se lase de el. Ce vreau să spun referitor la această lucrare, că Dumnezeu Creatorul, și acum vă rog să fiți atenți, ca să nu mă judecați greșit, a organizat transmiterea mântuirii pe calea auditivă. Credința vine prin auzire, nu prin vedere. Așa se declanșează fenomenul credinței, fie prin exprimarea cuvântului, prin viu grai, fie, așa cum zice Ioan, cu cerneală, înscris, sunt mijloacele de bază. Spune Roman, capitolul 10, versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii. E drept că un mesaj video are și un mesaj audio, pentru că sunt audio-video, să spunem. Auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar ascultați-mă ce vă citesc din Filipeni, capitolul 1, versetul 14-18. Apostolul Pavel scria din închisoare aceste cuvinte: și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu, vorbind de propovăduire. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Deci atât diferențe. Aceștia, în urmă, lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mă adauge în necaz la lanțurile mele. Ce ne pas? Asta spun și eu despre mijloacele video. Ce ne pas? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Și scrie Pavel în continuare: eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Deci chiar dacă nu recomandăm această formă de evanghelizare, trebuie să recunoaștem că și prin aceasta Hristos este propovăduit. Și Dumnezeu poate să folosească și un astfel de mesaj care să ajungă, care să atingă inima unor oameni care nu vor să asculte, nu vor să vină la casa Domnului sau nu vor să citească Cuvântul Sfânt. Vreau să vă gândiți la internet, la aceste posibilități atât de extinse și de variate, prin care cineva poate într-un mod întâmplător ajunge pe un site creștin și poate să audă, poate și să vadă o atmosferă dintr-o biserică sau cel puțin să aibă în imagine un predicator. Aici există și anumite dezavantaje, dar așa cum am amintit și lecția trecută, dezavantaje există oriunde. Și la evanghelizările în case, că pot să vină intruși, și la cele înscris, pentru că pot să apară cărți care să fie mai puțin bune sau rele, și la fel aici pot să apară forme de teatralizare. Aici aș include tot ca și aspecte negative, deși și în forma aceasta cuvântul până la urmă investit, și astea filme creștine, care adaugă la Biblie, pentru că ceea ce scrie în Biblie nu permite o regizare completă. Este imaginația acelor artiști. Dar oricum, pe telefoane mobile, pe internet, prin scris, prin postarea unor cărți, a unor studii, a unor părți din Biblie, audio, prin înregistrarea unor slujbe sau lecturarea unor cărți sau chiar a Bibliei, și chiar video, în ultima instanță,
chiar dacă nu la aceasta se referă îngerul care zbura prin mijlocul cerului, dar și pe calea undilor și prin aceste mijloace moderne, cuvântul lui Dumnezeu este vestit, slăvit să fie Domnul. Închei spunându-vă că împletirea, adică practicarea mijloacelor directe și indirecte, conduc la convertiri multiple și autentice. V-am amintit deja, nu mai citesc, cazul famenului. Ce s-a folosit în cazul lui, mijloace directe sau indirecte? Ambele. Până la un loc, mijloace indirecte, citirea cărții, și în continuare, mijloace directe, propovăduirea lui Filip. Era normal să întâlnească cu el, dar nu era să se boteze singur pe baza ceea ce citea. Oricum, nu era scris încă Noul Testament. Iată și un alt caz de împletire a celor două metode, 1 Ioan capitolul 1, de la versetul 35. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Când l-a văzut pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cei doi ucenici s-au dus după Domnul, au stat la el în seara aceea. Apoi, ei au continuat să cheme pe alții. Vedeți, Evanghelia este o extensie permanentă. Iată cuvintele din versetul 45. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Deci, a lucrat cuvântul scris, a lucrat cuvântul verbal, a lucrat Duhul lui Dumnezeu și oamenii s-au mântuit. Să lucrăm și noi, amin? Cum știți, după ce am venit aici, lucrările în care am fost implicați împreună, studiile biblice, alții au avut inițiativa, nu eu, nu cei din conducerea bisericii, să fie înregistrate audio, alții de la un timp au venit cu propunerea să fie scrise, alții s-au implicat de postarea unora pe internet și pentru slava lui Dumnezeu culegem rezultatele împreună. Și la vremea hotărâtă de Domnul, dacă vom rămâne credincioși, vom fi și răsplătiți. Așadar, să participăm cu toată inima la transmiterea cuvântului Evangheliei în toate modurile posibile. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, spune apostolul. Și dacă cineva crede că mesajul stăpânului din Luca 14, ieși la drumuri și la garduri, poate fi împlinit cu o săptămână de evanghelizare pe an, e un idiot. Ieși la drumuri și la garduri înseamnă cu siguranță mult mai mult de atât. Dar, în general, oamenii sunt puțin dăruiți lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel, eu sunt dator și unora și altora. Și chiar dacă istoria cuprinde interdicții directe, piedici, toate acestea pot fi înlăturate, se pot trece peste ele, se pot ocoli, folosind diverse forme transmiterea Evangheliei. Iar noi trebuie să ne rugăm și dacă e cazul să și contribuim material la susținerea acestor lucrări, dar despre asta vom vorbi în lecția următoare, pentru succesul Evangheliei și mântuirea oamenilor. Amin. Și în ultimul verset, Coloseni 4:3, rugați-vă, totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, spune apostolul, mă găsesc în lanțuri. Înainte de a veni la biserică, în mod neintenționat, adică nu mi-am propus eu asta, mi-a venit în minte, deși eu nu sunt în prim plan cântăreț, dar toți trebuie să cântăm, pentru lauda Domnului, chiar dacă nu și pentru adunare, în public, în grup restrâns. Un vers din cântarea aceea, de lucru e și plată veți primi, atunci de ce nu vreți să vă întocmi? În via lui să mergeți să lucrați și fără lucru voi să nu mai stați. De lucru e și plată veți primi. Cred că pentru noi toți mi-a adus Domnul în minte refrenul acestei cântări. Fiecare să-și facă o cercetare, în ce măsură contribuie el la înaintarea Evangheliei.
Să nu spuneți cum îmi zicea odată un bărbat. Păi eu consider că am făcut și eu ceva dacă m-am dus duminică la biserică și oamenii m-au văzut. Slavă Domnului că ai venit. Dar Domnul a zis și pe drum propovăduiți. Doamne, ajută-ne. Vă propun să facem o rugăciune potrivit cu lecția acestei seri, să dea Domnul biruință propovăduirea Evangheliei prin mijloace indirecte. Este ca un braț lung al Domnului, al Evangheliei. Să ajungă Evanghelia la cei de aproape, dar să ajungă și la cei de departe. Să ne ridicăm și să ne rugăm.